Astăzi vă propun o înghețată de ananas, super, super delicioasă și sper să o încercați. Un deliciu! Se face foarte repede. Și să vedem modul de preparare. Și de ce ingrediente avem nevoie? Face o înghețată de ananas. Așa. Și vom avea nevoie de aceasta. Deci o facem pentru pe înghețată foc. De ananas, vom avea nevoie de 400 de ananas dat prin blender, 300 de lapte. Eu l-am pus aici în două vase. De 2 ouă, 50 de grame de amidon de porumb sau 100 de făină și acestea le punem toate pe foc și la urmă vom avea nevoie de frișcă lichidă sau de smântână de 400 de grame. Și am să-l tai aici pe un fund. Ia să vedem. Așa. Vom tăia ananasul. Îl curățim așa bine. Îl tăiem în două. Și să-i scoatem și mijlocul. Aici este o semințe. Și să scoatem acest mijloc. Și acum îl vom pune într-un blender, îl tăiem cubulețe. Deci trebuie să avem 400 de grame de ananas. Să-l și cântărim. Așa. Și acum să cântărim. Vom pune 400 de ananas aici. Și blenduim până. Și vom pune totul într-o oliță. Eu mi-am pregătit-o aici. Ia uitați. Și punem toată compoziția aici. Pe toată. Acum să blenduim și restul. Așa. Deci 400 de ananas. Am avut mai întâi 200 și acum punem restul. E gata. Scoatem, dăm deoparte. Și vom pune, deci tot ananasul aici, deci 400 de ananas. Vom adăuga laptele, 300 de lapte. Deci această compoziție vine pe foc cu 2 ouă,
Așa. Vedeți? Adăugăm și puțină miere. Gustați să vedeți dacă este bun de dulce. Și amidonul. 50 de amidon. Așa. Și acum amestecăm totul bine și o să dăm pe foc până se îngroașă. Deci o să obținem o cremă. O lăsăm să se răcească. După ce o lăsăm să se răcească, o să batem puțin, puțin, puțin frișca noastră lichidă și apoi vom pune tot în mașina de înghețată. Așa. Și acum voi da pe foc. Dacă doriți să faceți înghețată și nu aveți aparat, puneți într-un vas și când începe să se formeze cele cristale de gheață, scoateți afară. La început o să mixați cu un mixer și această operație se face de 3-4 ori. Și a patra, a cincea oară, să spunem că încă nu este chiar pufoasă, mixăm tot așa, blenduim cu un aparat un pic mai gros, mai puternic sau cu o paletă mai groasă. Și acum să dăm pe foc crema noastră de ananas, s-a răcit puțin. Vom adăuga și vom bate acum frișca. Aici avem crema noastră de ananas care s-a răcit. O dăm deoparte. Voi pune smântână noastră, deci am, sau frișcă pentru prăjituri, 400 de grame și o mixăm puțin, puțin de zi. Atât, voi lăsa frișca așa. Și acum o vom amesteca cu crema noastră de ananas. Vedeți, este semi-bătută, doar puțin am bătut-o. Aici avem crema noastră de ananas și o vom pune aici în interior. Să amestecăm cu mixerul. Acum să punem în mașina de înghețată. O să ne apropiem de... Și ne apropiem, ne apropiem, ne apropiem. Așa. Vom scoate capacul. Acționăm paletele. Și acum punem compoziția noastră aici, vedeți? O punem în interior. Mai trebuie. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Înghețată de ananas. Așa. Este un deliciu. Este bună, bună, bună. Ce bine arată.
înghețată de ananas. Este super. Este super, super.